Dumnezeu de familie, iubiți frați și surori și toți cei care în seara aceasta suntem în locul acesta. Permiteți-mi doar câteva minute, câteva gânduri și tema principală la ceea ce aș vrea, ca să mă rezum în seara aceasta, ar fi mângâiere. Cel care a găsit vrednică familia aceasta, Bolojan, așa s-o poate și o să vă dau și justificare la cea prin cuvintele acestea și vreau să spun cu toată certitudinea că Domnul a găsit vrednică familia aceasta să treacă prin proba aceasta. Urmă cu 20 și ceva de ani am avut ocazia în județul Timiș să fiu la o mormântare și era mormântat tocmai ginerele lucrătorului respectiv, din biserica respectivă, care avea 20 și ceva de ani, mai puțin ca și fratele sale. Am fost marcat și ceea ce mi-a marcat după aceea slujirea și a fost cel puțin pentru grupul de la Ștei care am fost la acea mormântare, a fost un moment în care am putut să împărtășim și altora faptul că fratele respectiv a avut tăria, credințe și a nădejdii în Domnul, a condus slujba de mormântare și pentru noi, tineri atunci, urmă cu 20 de ani, parcă era ceva de neconceput. Au trecut ani, pentru că Domnul spune că este apărătorul văduvei și a orfanului. Vreau să spun că Domnul a purtat de grijă, slăvit să fie Domnul. Miercuri seara, când am fost anunțat despre vestea tristă, referitor la fratele Sami, ajungând acasă, mi-a spus soția, am vorbit cu fratele Petrică, tatălui Sami de la Roșia. Și bun înțeles, deținând firmă funerară și având ocazia tot timpul, în fiecare zi, câteva telefoane, să primești repetitor pentru intervențiile funerare de care sunt nevoie, fără să întreb, mi-a spus ceea ce m-a marcat în discuția mea cu fratele Petrică, a fost un om tare, pentru că zilnic primește multe telefoane și vă dați seama, se dau alții de ceasul morții și ei și așa mai departe. Și au spus, o vorbit atât de clar, atât de înțeles, un om plin de nădejde. Și în seara aceasta, ajungând în locul acesta, vreau să spun, la tristețe și la durerea aceasta, totuși am o bucurie. Știți de ce? Pentru că vreau să vă spun, poziția lor în seara aceasta și la acest moment funebru, fraților, întâi de toate aici în Roșia, va avea efect puterea Evangheliei. Am avut ocazia, noi ca și popei zicem, vorbim despre un Dumnezeu care face minuni, vorbim despre un Dumnezeu care va învia morții. Și am avut ocazia, la popei de noștri, când am ajuns la groapă, trebuie să avem oameni care efectiv, membrii familiei, să nu sară cu mortul în groapă. Și mă gândesc, într-o astfel de împrejurare, ce nădejde putem să arătăm altora despre nădejdea că întâi de toate Domnul este în controlul vieții noastre? Ce nădejde apoi avem că într-o zi ne vom întâlni cu cei care Domnul i-a chemat acasă? Fraților, să știți, Evanghelia aceasta trăită are mult mai mult efect ca și până ceea ce vorbim. Să știți, vorbim foarte ușor. Și doresc ca Domnul să binecuvânteze familia Bolojan și alte familii. Pentru că vreau să spun, prin exemplul lor, aici pentru Roșia, în aia zi de mâine, fratele Petrică ca și slujitor aici la Roșia și frații de aici, vor avea tăria și curaj să spună, fraților, ați văzut familia greu încercată a fratelui Petrică? Ați văzut faptul că o avut nădejde în Domnul? Și va putea să împărtășească, să știți, fraților, asta va avea un efect mult mai mare ca și atunci când trâmbițăm de aici de la Ambon și când ieșim afară și dăm șasul morții, ca ei care n-au nădejde. Și în privința aceasta vrea să mă rezum doar la trei texte pe care vreau să le citesc, pentru că așa, cum spune cuvântul Domnului, noi suntem lucrători împreună cu Domnul. Și în privința mânghiere, că așa cum am spus, la acest gând aș vrea să mă rămân a mânghia în vremea aceasta, pe de o parte vreau să citesc două versete care ne aparțin nouă, că noi trebuie să mânghiem pe cei care se află în vrunecan. Și în același timp, apoi, un al treilea text, aș vrea să citesc referitor la mânghierea pe care o dă Domnul și pentru care noi trebuie să ne rugăm, așa cum ne-am rugat și semnele acestea, trebuie să facem în continuare lucrul acesta, Domnul să fie binecuvântat. Amin.
Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele Îndurărilor și Dumnezeu oricărei mânghie, care ne mânghie în toate necazurile noastre, pentru ca prin mânghiere cu care noi înșine suntem mânghiați de Dumnezeu, să putem mânghia pe cei ce se află într-un necaz, slăvit să fie Domnul. Și cred că prezența dumneavoastră și a noastră a tuturor în seara aceasta, tocmai acest lucru dovedește că suntem alături de ei, ne rugăm pentru ei și dorim ca Domnul El să îi mânghie. Apoi, al doilea gând referitor la tot ceea ce trebuie să facem noi și cu ceea ce ar trebui noi, ca să ne mânghiem unii pe alții, găsim scris tot în cuvântul Domnului, nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Noi tocmai de aceea dorim ca în astfel de momente cheie, frații, surori, oameni cu frică de Domnul, oameni care îl cunosc pe Domnul și cunosc puterea învierii Lui, să fie oameni tari în nădejde. Domnul să fie binecuvântat. Deci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Iată, în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Noi cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi, noi cei vii care vom fi rămați, vom fi răpiți toți împreună cu El în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în vădul. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă, dar unii pe alții, cu aceste cuvinte. Și al treilea gând, referitor la mângâierea Domnului. Și însuși Domnul nostru, Iisus Hristos, frate Bolojan și iubită familie și toți cei care sunteți apropiați, în mod deosebit. Și Dumnezeu Tatăl nostru, care ne-a iubit și ne-a dat prin harul Său o mânghiere veșnică și o bună nădejde, să vă mânghie inimile și să vă întărească în orice lucru și cuvânt bun. Amin. Amin.